Formația zălăoană va aborda etapa a doua din Liga Națională fără una dintre jucătoarele transferate în această vară, Teodora Bloș, care a suferit o întindere la ligamente la antrenamentele dinaintea jocului de mâine de la Craiova. Ca și cum nu ar fi fost de ajuns faptul că managerul Gheorghe Tadiș nu poate dispune încă pe portarul Mihaela Cheța Foltic, accidentat în stagiul de pregătire din această vară de la Cheile Grădiștei, tehnicianul zălăoan nu va putea conta în etapa a doua nici pe interul Teodora Bloș. Jucătoarea a suferit o întindere la ligamente după partida de pe teren propriu cu HM Roman și va absenta în duelul pe care HC Zalăul va susține mâine după amiază, începând cu ora 18, pe terenul echipei SCM Craiova. Noi avem un program extraordinar de greu în aceste 7 etape care trebuie să le jucăm în mai puțin de o lună de zile. Jucăm cu toate cele 4 echipe de cupe europene. E bine că am trecut de prima. Va fi greu, sigur, la Baia Mare sau cu CSM București aici. Mergem la o altă echipă de cupa cupelor săptămâna viitoare la Craiova și timpul este foarte scurt să joacă miercuri, urmând ca sâmbătă sau duminică să jucăm de asemenea un meci foarte tare cu Ploieștiul, care s-a făcut poate după CSM București cele mai mari investiții în transferări, de la antrenor până la jucătoare de jucătoare de străine. O spun și cu această ocazie, spre oricum nu e benefic pentru sport, pentru handbal și pentru echipa națională. Ați văzut și aici la Roman, sunt de asemenea jucătoare străine care sigur au fost și anul trecut și sau de acum sunt integrate deja în echipa. În prima etapă, SCM Craiova a pierdut cu scorul de 29-33, partida susținută în deplasare în fața echipei HC Dunărea Brăila. După prima etapă, Handball Club Zalău se situează pe poziția a 6-a, în timp ce Craiova ocupă locul 11. Liderul după prima rundă este SCM Ploiești, urmată de HCM Baia Mare și campioana CSM București. În cadrul etapei a doua mai sunt programate partidele HCM Roman cu HCM Râmnicu Vâlcea, HCM Baia Mare cu Măgura Ciznădie, U Alexandrion Cluj cu ASC Corona Brașov, CSM Ploiești cu HC Dunărea Brăila, CSM Unirea Slobozia cu Rapid București și CSM București cu HC Alba Sebeș.